Bună ziua tuturor! Asta este fața mea și prezența care o am după gală. S-a întâmplat cu 2 sau 3 zile, cred, pentru că am petrecut împreună cu Bogdan victoria lui, ceea ce mi se pare complet normal să faci ca adversar. Mulțumesc tuturor care au avut încredere în mine, vă iubesc. Îmi pare rău că v-am dezamăgit. Mulțumesc lui RXF pentru ocazia și experiența care mi-a oferit-o. Mulțumesc lui Bogdan Mucanu pentru fair play, sau fair play, cum se spune, și caracterul frumos care l-a avut și după victorie, pentru că am văzut la anumiți adversari, după ce au câștigat, încă ură și dușmănie, ceea ce nu mi se pare normal. Pentru că rămâne un sport și suntem atleți, asta ar trebui să facă fiecare om să învețe câte ceva și să o ia ca pe o experiență frumoasă, indiferent că pierzi sau câștigi. Vreau să știți că n-am nicio scuză la pierderea mea. N-am nimic de spus, a fost mai antrenat decât mine, a fost mai pregătit. Indiferent, a fost și mai pregătit și mai sigur pe el, indiferent de ce s-a întâmplat înainte să intrăm noi în cușcă, pentru că s-a întâmplat un scandal în backstage unde eu eras și să, adică chiar m-am împins un bodyguard de acolo, pentru că s-au strâns spre mine și era și să mă tă la picior, în fine, nu mai contează. S-au spart pahare, o grămadă de chestii. Și consider că nu este o chestie atât de ok să se întâmple chiar înainte să intri în cușcă, mai ales când trebuie să fii concentrat și nu trebuie să fii demoralizat. În fine, oameni buni, știu că mulți au spus că am pierdut, mai pierdem, mai câștigăm, nu sunt Dumnezeu, am avut emoții și asta este. Vreau să vă spun că toți oamenii care au intrat în cușcă, îi respect, îi admir pe toți. Pentru că trebuie să ai un curaj enorm să faci așa ceva, mai ales când este televizat. Și c'est la vie, mergem înainte, am pierdut și mai multe în viață decât asta. Rămânem oameni, vă iubesc pe toți și aveți grijă de voi. Dacă aveți șansa să intrați în RXF, intrați, pentru că este o experiență unică și cred că merită să o ai ca experiență. Vă pup și vă iubesc și ne vedem curând. Vă pup!